cine mă cunoaște mai bine? Iubitul meu sau cel mai mare bibișor? Ai 37, ai uitat pe sticlă. Eu o să câștig, nu tu. Război! Este război! Ultima întrebare. Întrebarea care va decide câștigătorul. Cine va câștiga? Iubitul meu sau cel mai mare fan? Salutare, gașcă, eu sunt Vivi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Sunt un pic răcit, așa că excludeți vocea mea. Azi, în vlogul ăsta, alături de mine sunt Aileen, cel mai mare bibișor, și Baby, cel mai mare bibișor. Nu știu, o să vedem, pentru că în acest vlog da, o să eu facem... sunt cel mai mare bibișor, nu Aileen. Ba eu. Cam acesta a fost acest vlog. O să vedem imediat, pentru că o să facem un super, super, super test. Cel mai mare fan versus iubitul meu. Scurt și pe doi. Am venit acasă la cel mai mare bibișor și mă gândesc chiar să fac o serie și să mai merg acasă la bibișor să fac acest test. Însă, numai și numai dacă acest vlog o să strângă 100.000 de like-uri. Da, deci dacă vlogul ăsta strânge 100.000 de like-uri, merg la următorul bibișor și o să fac un vlog. La casă? Da, la el acasă, pentru că acum suntem la... Tu n-ai permis. Da, mi-l iau. Chiar acum suntem în cameră la Aileen, la cel mai mare bibișor. Ești pregătită? Da. Eu am încredere, deci credeți-mă, știe fiecare melodie, fiecare vlog, fiecare... Deci dacă îi puneți un vlog pe televizor, spune exact cuvintele pe care eu le spun. Și pe lângă chestia asta are și un fanpage cu noi pe care îl aveți în descriere. Așa că nu uitați să-i dați mare follow acolo. Da, exact. Hai, începem? Hai să stau și ție un pupic. Așa, un pupic pentru fiecare. Deci eu sunt foarte, foarte emoționat că am o competiție foarte mare aici. Deci credeți-mă, e foarte mare fană și bibișor și picant. Deci știi absolut orice. E ciocolată picantă. Vrem să facem această serie pentru că ni se pare foarte mișto ideea. Ideea e că Aileen e din Târgu Neamț. Deci nu contează de unde sunteți. Apăsați pe butonașul ăla de like și s-ar putea să venim chiar la tine acasă în următorul episod. Și eu și Baby. Puteți să stați oriunde, numai din România să fiți. Hai, începem? Da. Hai, ești pregătită? Da. Foarte pregătită. Cea mai? Sunt cea mai pregătită. Foarte. Răspunde cel care ia această sticlă de Timbar Mix prima dată în mână. Nu, nu o desfaci acum. Bem după, avem un bag pe spate. Bine. Pune întrebarea și primul care ia sticla de Timbar Mix în mână, așa, ăla are voie să răspundă. Dacă greșește răspunsul și trebuie să-l dea în 5 secunde. Aici am mare, mare avantaj, că uite aici cât am în noi, adică știi cumva. Te dai mai în spate și aveți voie să răspundeți în primele 5 secunde, dacă nu, celălalt are voie să răspundă. 5 secunde, hai 10. 7. Bine. Să vedem cine mă cunoaște mai bine. Iubitul meu sau cel mai mare bibișor? Iubitul cel mai mare bibișor. Am încredere. Da. Eu sunt foarte competitiv. Da, vă uite ce privire îmi dă, ești mult. Prima întrebare. Care a fost primul meu vlog? Cine? Aoleu, baby! Ai spus greșit. Primul tău vlog nu a fost Q&A. Primul tău vlog a fost cu camera. Care a fost subiectul Q&A? Da, stai, scuze-o, pe mine trebuia reformulare, cer reformulare. Ușor competitivule. 1-0 pentru Aileen. Woohoo! Bravo, bravo. Baby, vezi că tu le-ai cu numerele. Da. Sunt curioasă, Aileen, dacă tu știi următoarea întrebare. Câți urmăritori? Tu stai că e mâna lungă. Câți urmăritori am acum, în acest moment, pe Instagram? 714.000. Nu, no, ai voie și tu. 711.000. Băi, ai 714.000. Băi, v-ați vorbit dinainte, mă, plecați de aici, nu se poate așa ceva. Nu e adevărat, uite, chiar am 711.000 în acest moment. Și dacă ai 712.000? Yeah. 2-0. S-a supărat, măi! Îmi iau mingea și plec acasă. Dar pe TikTok. Pe TikTok 550.000. 691.000. Pe, tu vrei să spui și cu virgulă? 5, asta așa e, chiar am 691.5. Azi, iubire! Ia
da, cred că își notează fiecare zi în carnețel. Chiar ne urmărește și știe tot. 3-0 deja? Fix pe fază, că următorul răspuns este fix sub nasul vostru. Care este aroma mea preferată din parc? Cactus. Cu aroma de cactus, cactus. Ai trișat, ți-ai uitat pe sticlă. Hei, a spus că e fix sub nasul nostru, dacă ea n-a dat indiciu, a fost alegerea ei. Cactus, nu? Da, cactus e. Păi, adică vă rog frumos. Da. Cam slab, cam slab, cam slab, serios. Tu unde care are 2 și tu 1? Care are 3? Ai, am 3. Are 3. O, ce prost sunt. Deci, da, aroma mea preferată este cea de cactus din Timber Mix. Doamne, îmi place de mor. Următoarea întrebare, fiți atenți că vlogul ăsta o să fie despre activitatea mea din online. Pentru că nu pot să pun întrebări personale pe care doar tu le știi. De exemplu, care e ciocolata mea preferată? Pregătiți? Pregătiți. Tu ai mâinile lungi. Eu am mâinile reci. Gheața slăile în găști și imediat s-a prins copută. Eu, uite, dar nu vreți să o pui în față, mă? Câte vizualizări are vlogul Vorbesc cu fake-ul meu de pe Instagram? 680.000. Și tu? Zici și tu un număr. 10.000. Atât de puțin. 100.000. Da, 644.000. Aaaa! Haide să ne văd acum! Măi, ce să cumpărăți voi! Ea știe că glumesc. Adică da. până la urmă este și fana mea, nu numai a ta. Ne-a urmărit pe amândoi, nu? Da. Hai, următoarea. Ce bine mă simt, câte cu tine scurul? 3-2. 3-2. Cât? 3 la 2. Mamă, comeback, să mor. Câte piese? Are un puzzle, 1000. Câte piese de iarnă am? Coș de portocale. Cu aromă de Crăciun, da. Cu aromă de Crăciun. 2. Păi trebuie să zici numele. Coș de portocale și... de copil. Stai puțin, fără bucurie, stai puțin de bucurată că de bucurie. Adevăr e că tu ai întrebat câte? Întrebarea a fost câte piese. Eu știam de coș de portocale și am mai dat plăsnă la una. Au fost două. Da, vedeți, ea mă cunoaște mai bine, știe și titlurile. Asta este. Iubitul meu. E 1-1. Asta este. 1-1. Bine, pune punct pentru amândoi. Hoțul neprins este negustor cinstit, dacă... Valile 3. Da, 1-1, câte un punct la fiecare. Nu-i corect deloc. Irina are 4 puncte, tu 3. Da. Care a fost primul personaj pe care eu l-am dublat? Viole, ăsta... stai. Se s-a dus timpul. Leona! Din? Pe de la Mars. Nu. Oh, gata! Da, a zis personajul. Ce e personajul? Leona personajul. A, deci ați răspuns bine? Da, dar e distant de Alex. E, deci e de din Benten. Ce? Cam așa a fost, da. Dublezi pe Penny de la Mars, dar o dublezi pe Penny. Leona a fost primul meu personaj din Star Darling și am avut videoclipul ăla filmat chiar de Disney în România. O dublez pe Bia, Violeta a fost acum mulți ani, când eram noi mici. Aoleu, a murit. Câte vizualizări are piesa Salvați de clopoți? 7 milioane. Și zici și tu? 10 milioane. 7 milioane. Adică așa de puțin? Da, ia arată-mi. Are 21 de milioane, a fost mai aproape. Ce? Ia știi de ce ți-a zis 7 milioane? Că a zis, eu n-am avut iubire o ciocolata. Amsterdam e ca salvat de clopoțel. Și ești știi că Amsterdam a făcut 6 milioane, de-aia a venit și el cu 7 milioane. Hello. Dar nu știu de ce am avut 7 milioane. De că m-am uitat o dată la piesa asta și mi-am imprimat eu un cap că avea 7 milioane și cred că am rămas așa. 7 milioane de înainte, da. Dar cât de vizualizări are piesa ciocolata? 50 de milioane, gata, hai de că deja v-ați întrecut cu gluma. 50 de milioane are, 50 de milioane, 300 de mii, ia uite-te, intră și... 50 de milioane, 700 de mii. Da, da. Dar am zis 50 de milioane. De... Mamă, chiar sunt curioasă. Este vorba de Timbar Fan Club, da? Da. Fiți atent. De care challenge mi-a fost mie cel mai și cel mai frică de pe Timbar Fan Club? Era unul cu... un șarpe. Așa? E în engleză titlu. E vorba de o... Da bine!
gata, m-am rupt, m-am rupt dacă știu eu. Eu știu, gata, atât de 10 secunde, gata, gata, gata. Ghicește ce-i în cutie. E în engleză titlul, am zis. Guess what is in the box. Să știm că era ceva cu o cutie. Fear box. Nooo. Ce faci? Dar nu mi-a zis că era ceva cu șarpe. Da, acum nu pot să zic că e chiar spre rușinea mea, că am știut și eu, am știut că e vorba despre... Yes, the box in the water is the last one. Dacă e să o luăm logic, challenge-ul universal, cum se numește? Guess what? Guess what is in the box, da, nu? Da. Nu? Nu e fear box. Fear box este denumirea pe care ați preluat-o voi. Da, 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 principal. Așa se numește pe Team Marfan Club. E ca și cum e fața ascunsele apetitea, știi? Da. Dar jocul e același. Da. Și am început să plâng de la niște cereale. Cam atât niște cereale. Da, ziua mică. În ce zi s-a lansat Team Marfan Club? Dacă o știi, sunt tare mândră de tine. Pe data. Iulie? Nu. Mai? Da. 10 mai. Fix de ziua ta. 20 mai. A fost pe 10 mai. Da! Bine! Bine! Când eu împlinesc un an și Team Barfan Club împlinește încă un an. Așa că eu mi-am făcut majoratul anul ăsta și Team Barfan Club a plinit un an. Să văd dacă mai am 3 întrebări că am câștigat totul. 7 de la 5. 7 de la 5. Ok. Cum s-a numit prima mea melodie? Prima ta melodie era aia cu, în care ai filmat cu, ceau, nu mai știu cum se numește. Nu știu. Adevărat, provocare. Nu, asta a fost prima piesă în română. O știam numai că am uitat. E în engleză. E în engleză? Pe bune, chiar nu știți? Știu, știu piesă, am uitat numele. Cum piesa? Era cu niște crești în cap cu porcă. Exact, uite, e numele Sâcăni. Vino în pace, vino aici, Vlad. Căștile erai cu adevăr sau provocare. Adevărul e că lumea te știe de la adevăr și provocare. Da, așa știu și eu. Știi că m-a nu, vezi că, vezi că în, a, era să zic numele, am apărut cu căști așa, pentru că despre asta e piesa. Vino aici. Yeah! Ia zi, deci dacă nimerești, ești tare. Ia. Yeah. Ți-am vrut, știu piesa, dar nu mi-am amintesc numele. Piesa începe cu mine cu un radio când îl țin la braț și... Radio? Sau. Sol. V-aș și zis mami din spate. Eu am zis radio fără să înțeleg nimic, deci mă jur, am zis radio așa. Că te-ai prins că e indiciu. Radio da. Song. My radio song, send me where I belong. Ia, gata că m-am enervat. Gata. Mulțumesc, mulțumesc, Vlad, oricum aș trebui. Mersi și eu că am părut, mă rog. Eu. Tu. Am avut o serie pe YouTube, se numea Lapșa Muzicală. Da. Ideea mea proprie care a apărut pe YouTube. O idee în care am combinat ceea ce făceam eu, muzica și vlogul. Și în fiecare episod eram alături de câte un alt artist. Câte episoade am făcut din această serie? 7. 10. A fost un pic mai aproape, 8. Egalitate e, egalitate e, egalitate e, egalitate. Mai spune cineva în brațe? Hai, te iau eu. Hai și cu Ari. Îmbrățișare, nu câștig. Eu o să câștig, nu tu. Enumerați 3 arome de Timbarvix. Ai unul în mână. Cactus, capșoni și struguri. Da. Oricum le zici înainte. Cum se numește serialul în care am jucat personajul? Serialul în care am jucat personajul. Întrebarea care va decide câștigătorul acestui challenge. Cine va câștiga? Iubitul meu sau cel mai mare fan? Antonio sau Aileen? Care este aroma mea preferată de vitamin water? Magneziu.
Cum a venit și eu? Iar răspuns prima. Bravo! Bravo, iubita mea! Am câștigat! Bine, atunci dacă voi vă distrați cu vitamina următoare, eu beau sticla asta de timp mare. Pot să ți-o deschid eu cam experiență. Ia, nu se trage așa, se trage în față. Eu... Pe tine nu am vărsat. De obicei vărs pe băieții din Timber Funk. Așa, așa. Să adăugăm la colecția ta. Vreau să vă arăt ce colecție are Fuciau. Ce colecție are Aileen. Deci așa ceva. Deci l-am adăugat aici, vrei? Nu suntem la mine acasă, că eu am saci. Ce asta, mă? Asta e... Fata a băut Timbar. Că se uite la Timbar. Atâtea abia avem două ore. Din punctul meu de vedere, au câștigat amândoi. Sunteți câștigători amândoi pentru mine. Din punctul meu de vedere, a câștigat Aileen. Practic și teoretic, Aileen a câștigat. Dar a fost o mică diferență. Ideea e că mă cunoașteți amândoi. La tine ar fi imposibil să nu mă cunoști, pentru că trăiești aproape în fiecare zi cu mine. Care aproape? Fiecare zi. Dar mă bucur din suflet că ai câștigat. Nu mi-ai spus ceva la începutul vlogului. Și câștigătorul ce va primi? Un pupic de la mine. Dacă ziceam de... Dacă e de la început, probabil aș fi câștigat. Haide, pupă acum că eu ies din cameră, că nu pot să mă uit. Multă iubire pentru Aileen, pentru că au câștigat. Gata, a terminat? Mă, gogoșică mică, nu mai pot de dragul tău. Nu primi niciun bobic. Acesta a fost vlogul, sper din suflet că v-a plăcut. Nu uitați că la 100.000 de like-uri facem partea a doua și mergem acasă la un alt fan. Nu contează de unde sunteți, noi venim la voi și facem challenge-ul ăsta. Ți-a plăcut, Aileen? Foarte mult. Cum te simți că ai câștigat? Foarte bine. Bravo, bate palma. Noi v-am pupat tare tare, nu uitați să ne urmăriți pe Instagram antoniopicambibi.oficial. S-a apăsat pe butoanele de like, de share, de subscribe. Ne vedem în următoare.